Salutare prieteni și bun venit la un nou video pe canal. În video de astăzi o să încerc să fac un fidget spinner din gelatină. Sper să reușească experimentul pentru că știți foarte, foarte bine că în episodul anterior nu prea mi-a ieșit, am făcut un spinner din ciocolată. Dar să știți că dacă o să refac acel experiment, cu siguranță o să-mi iasă. N-a ieșit el din prima, dar cu siguranță a doua oară o să-mi iasă și să-l refac și o să vedeți că o să iasă cum trebuie, o să se rotească spinnerul de ciocolată. Până atunci, haideți să ne apucăm să facem spinnerul din gelatină. Bun, avem nevoie de o formă de fidget spinner, deci am fost nevoit să mai cumpăr un fidget spinner, adică acesta, ca să pot să fac rost de forma lui, pentru că forma din episodul anterior în care am făcut spinnerul de ciocolată s-a deformat rău de tot și am fost nevoit să arunc acea formă și am fost nevoit ca să cumpăr încă un spinner ca să fac rost de formă. Bun, avem nevoie de suc, pentru că o să fac cu suc și am ales să fac cu din ăsta galben pentru că o să arate mult mai mișto. Bun, avem nevoie de un recipient, o linguriță, de se poate folosi și apă, deci nu e o problemă. Suc la fel, de care doriți voi, deci roșu, verde, albastru, negru, de care doriți. Bun. Și mai avem nevoie de un plic de gelatină. Bun, gelatină. Perfect, 100 de miligrame de suc. Bun, haideți să vedem. O aproximat, așa. Cam atât cred că ajunge. Sper să nu fie mult. Bun. Acum desfacem pliculețul de gelatină. Și punem gelatina peste suc. Hai să scot și lingurița, că nu avem nevoie de ea. Să punem gelatina peste suc. Deci zici că sunt din ăsta de... Știință, om de știință, ia, ca să ne punem, fac experimente. Bun, punem gelatina peste suc și acum trebuie să așteptăm 10 minute cu ea așa. Deci, acum luăm o mică pauză. Bun, așa arată după 10 minute, deci am pus sucul și gelatina aici și am lăsat 10 minute. Bun, și acum avem nevoie de apă foarte, foarte caldă, deci mare, mare grijă. Normal se face pe aragaz, o să pun o cană aici, că nu am doc din ăla. Lăsăm puțin, pentru că trebuie să punem acum recipientul cu suc și gelatină în apă călduță. De fapt, ce călduță, că trebuie să fie la 60 de grade. Așa scrie pe pliculeț, eu sper să-mi reușească. Pentru că aia normal se făcea pe aragaz, dar n-am mai stat, am făcut așa, oricum să știți că frige apa. Bun, hai să opresc apa și să luăm recipientul. Acum trebuie să-l punem în apă. Bun, deci nu să punem apă caldă peste, nu, trebuie să stai așa și acum trebuie să amestecăm prin el. Hai să vedem. Sper să iasă, că nu prea am făcut niciodată cu gelatină, cu asta. Bun, și acum trebuie să facem așa. Doamne ajut! Cel mai mare om de știință sunt eu, savant, bucătar, fac rețete, acum fac suc cu gelatină. Dar nu știu cât trebuie să amestec în asta. Acum cred că e în regulă. Până devine aia așa, să mai aibă granulația aia. Cred că e în regulă. Mamă, ce mișto, dacă iese o să fie super, super mișto. Super, super mișto. După aia o să mergem să-l turnăm, să-l pun în formă și după aia băgăm la congelator. Și după aia vedem dacă a ieșit sau nu. Și sper să se și rotească.
Cam asta ar fi. Haideți acum să torn în formă. Bun, și acum haideți să turnăm compoziția în formă. Am uitat să vă specific de rulment. Deci avem nevoie și de rulment și trebuie să-l facem așa, să nu se infiltreze gelatina la rulment și să nu se mai rotească. Am dat cu bandă, deci uitați-vă la episodul din descriere și o să vedeți cum trebuie să procedați. Bun, îl punem aici și acum să turnăm. Hai să vedem. Cred că o să iasă mișto. Op. Mamă, ce tare, frate. Dacă o să reușească, o să fie super nice. Super, super nice. Treaba e că... cum o să ajung eu cu ăsta la congelator? Cam asta ar fi. Și acum trebuie să mergem cu spinnerul. Deci arată super, super bine. Și acum trebuie să mergem cu el la congelator. Haideți la congelator. Bun, am ajuns la congelator și acum să băgăm spinnerul de gelatină în congelator. Deci arată super, super mișto, super nice. Și o să revenim peste 20 de minute, cred. Cred că și mai repede. Și o să vedem dacă ne-a ieșit experimentul. Eu sper să reușească. Bun, și acum haideți să vedem cum se prezintă spinnerul nostru după ce a stat o jumătate de oră la congelator. Wow, arată foarte, foarte bine, adică este foarte, foarte congelat. Wow, nice, nice. Nu știu dacă ați observat, dar vedeți, nu mai avem bandă izolatoare pe asta, pentru că, trebuie să fiu sincer, am mai înregistrat odată treaba asta și nu mi-a ieșit, deci, da, a fost un fail și am zis să totuși să mai încerc, dacă tot am filmat la experimentul ăsta, am zis să mai fac o dată și l-am mai făcut o dată și haide să vedem, sper să reușească. N-am mai pus banda izolatoare și sper să reușească, acum nu știu, să vedem, sper să nu fie și ăsta un fail, dar o să vedem. Bun, acum trebuie să mă chinui să scot din formă fără să îl rup și sper să se și rotească. Bun, haide să vedem. Trebuie să mă chinui acum să-l scot din formă și nu știu că nu vreau să-l rup, deci chiar nu vreau să-l rup. Hai, măcar să ne jucăm așa puțin cu el. Să fac rău cu el. Da, foarte, foarte tare și haideți acum să mă chinui eu pe aici să-l scot cu grijă așa să nu se rupă și să vedem dacă o să funcționeze tot ce am făcut eu. Acum trebuie să-l scot din forma asta lui. Am reușit să-l scot fără să se rupă din formă și arată foarte, foarte bine. Ia să vedem. Wow, mișto! Dar, dacă vedeți, nemai având banda izolatoare pe aici, nu se mai rotește. Dar poate o să încerc să fac eu pe aici marginea și poate o să reușesc să-l fac să se rotească. Arată foarte, foarte mișto. Foarte, foarte mișto spinnerul ăsta. Super tare. Se și rotește. Dar se va rupe. Vedeți? Deci cu siguranță se va rupe. Foarte tare. Deci pot să mă joc cu el doar așa. Ce mișto. Deci o să-l învârt până se va rupe, pentru că este inevitabil. Da, ce v-am spus, dar l-am prins, uitați-l. A fost foarte, foarte tare, s-a învârtit ceva timp și a fost super, super interesant experimentul ăsta și v-am spus, o să refac și experimentul cu spinnerul de ciocolată, cu siguranță o să-mi reușească și nu știu, lăsați-mi voi idei ce să fac în următorul episod, cu ce să încerc să fac spinner, nu știu, din ce să fac spinner, pentru că nu prea am așa multe idei și vreau să mă ajutați voi. Sper că v-a plăcut episodul ăsta, pentru că cam asta a fost tot din episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, dați un share canalul meu. Vă mulțumesc foarte, foarte mult că sunteți abonații mei și vă respect foarte, foarte mult. Dacă nu v-ați abonat la canalul meu și vă abonați, tot așa vă mulțumesc foarte mult și vă respect, pentru că o să deveniți abonații mei. Cam asta a fost tot. Noi ne auzim și ne revedem în alte videouri de ale mele. Pa, pa!